Iarna începe cu relaxări. Capitala schimbă codul pandemic pe cel portocaliu, iar asta înseamnă renunțarea la o parte din restricții. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, care a menționat că o decizie în acest sens a fost aprobată de Comisia Municipală în Sănătate Publică. Astfel, teatrele și serile de concerte vor putea activa deja în regim normal. Deși s-au bucurat, artiștii sunt deocamdată rezervați de frică să nu vină o nouă perioadă de restricții. Din ziua de astăzi, care stabilește pe întreg teritoriul municipiului Chișinău cod portocaliu, acest lucru ne permite relaxarea unor măsuri, atât pentru Horeca, pentru domeniul sportiv, pentru domeniul cultural. Am stabilit de comun acord toți membrii comisiei, 27 la număr, că din 1 decembrie urmează teatrele, sălile de concert să revină la activitate în regim obișnuit, evident, cu păstrarea normelor de siguranță și cu prezentarea, așa cum prevede legislația și normele, certificatului COVID. Până în prezent, teatrele și sălile de concerte puteau activa doar la o capacitate de 50% din numărul de scaune, vizitatorii fiind obligați să prezinte la intrare certificatele COVID-19. Organizatorii de concerte au salutat decizia adoptată la nivel municipal, însă rămân precauți. Ei spun că au nevoie de o decizie de principiu la nivelul autorităților centrale cu privire la o revizuire completă a măsurilor restrictive. Я разослал письма различные организации, там властные, где было предложено без разницы, вакцинированные или не вакцинированные, все 100% тестируются в зале. Но при этой технологии речь идет о том, что это не дает ограничения нам при заполнении зала. То есть при 100% тестировании, пожалуйста, полный зал. То в этом случае абсолютно более безопасная история намного, чем то, что предлагает сегодня государство. Scrisorile trimise de organizatorii de concerte au rămas fără un răspuns clar din partea autorităților, spune semnatarul. Этот вопрос был таким образом поставлен, но как-то очень непонятно ответ был, что ответ был строго звучал от чиновника. Это не решение вопроса. И нет отношения к нашей деятельности как экономической. Это в головах у чиновников. Они не понимают, что наши деньги, в том числе, поступают в налоги, из которых платят на зарплаты. Artur Suhic spune că organizatorii de concerte sunt dispuși să-și asume cheltuieli suplimentare, să cumpere teste și să asigure procedura din cont propriu. De asemenea, pentru cei care ar fi testați pozitiv cu virusul pandemic, organizatorii sunt gata să le returneze banii pentru bilete. Tot procesul a fost bine gândit, spune producătorul, deoarece anularea unui concert costă foarte mult. Orice eveniment este pregătit luni în șir, iar în această perioadă autoritățile pot schimba codul de pericol de mai multe ori. La dat moment deja bivit nevăzmojno. В связи с такими правилами невозможно объявить, потому что ты никак не застрахован. Мои отмененные концерты принесли мне серьезный убыток. Organizatorii de concerte intenționează să ajungă la un dialog cu autoritățile pentru a obține predictibilitate în activitatea lor de mai departe.